Impactul a avut loc la intersecția bulevardului Mamaia cu bulevardul Mircea cel Bătrân. Martorii spun că unul dintre șoferi a forțat culoarea verde a semaforului și a lovit în plin autoturismul care circula regulamentar. Ați intrat dumneavoastră pe roșu sau celălalt? Nu, eu am intrat pe verde. De ce m-am forțat? Păi da, dacă vă învârtiți așa în jurul nostru, să știți că nu. Circulația în zonă a fost îngreunată mai bine de o jumătate de oră până când cele două mașini au fost luate din intersecție. Din primele cercetări se pare că accidentul s-a produs pe fondul nerespectării culorii roșii a semaforului, urmând a se stabili cu exactitate care dintre autoturisme a pătruns pe culoarea roșie. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.